Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei, la un nou episod de VRP Scripting. Astăzi o să vă arăt câteva mici edituri, cum adăugăm un cloakroom, cum configurăm un cloakroom, niște skinuri pentru polițiști, pentru pentru medici, etică. Bun. În prima fază va trebui să descărcăm niște skinuri. Le putem găsi și pe internet. Putem da aici la caracter și da. Eu o să descarc unul așa random. Asta să zicem. Descărcăm. Avem treburile astea aici. Intrăm în serverul nostru. Prima dată facem așa. Operator skin. Stream. Și v-am mai arătat în celelalte videoclipuri cum se face o resursă. Eu nu o să mai stau acum să mai fac resurse până când intru. Și o să merg să iau de la VRP skins, de la VIP skins, dacă le mai și găsesc. Aici. O să-i dau copy și o să pun aici paste. Bun. Acum, după ce am făcut treaba asta, adăugăm aici. Intrăm în server. Dăm start la server. De fapt, nu. Deci, întâi mergem în VRP, CFG, cloakroom. Bun, și să zicem că ăla e de poliție, da? Poliție. Bun. Aici punem aici operator punct haine. Așa. Operator. Bun. Ce am făcut treaba asta? Mergem sus. Elementor local. Polițist.
și introducem modelul de aici, de la ITD. Mă îndoiesc că o să meargă pentru că este un add-on și este posibil să nu meargă sau să meargă, desigur. Bun, după ce am făcut treaba asta, acolo de trebuie. Așa. După ce am făcut treaba asta, copiem polițist și mergem jos aici și dăm save. Intrăm apoi în groups. Aici am setat deja permisiunea, da? Am setat permisiunea. Așa, că facem pe facțiune, da? Că avem serverul pe facțiune. Dacă era pe grup, trebuie să fie cu permisiune. Bun, acum nu garantez 100% că o să meargă, dar vom încerca. Bun. Și o să-l pun aici. Ca să fiu sigur că am unde să testez, da? Bun, și după ce am făcut treaba asta, acum putem da drumul la server. Bun, s-a conectat și la baza de date.
Și acum luăm asta. O să-mi dau o facțiune poliție. Da, mi-a apărut meniu facțiune la ala, etică. Bun. Și dăm tăpături toți. Și am mers pe facțiune, da? Și cum ziceam că nu funcționează, dar nu e problemă, o să vă învăț un mic truc pentru fiecare skin. Pet Models GTA 5, intrați aici și vă alegeți un pet model, asta în cazul în care nu vă merge. Eu o să le iau pe ăsta și vă duceți folderul ăsta și dați rename. Bun. Și acum dăm frumos un restart operator skin și la asta nu mă așteptam. Rezolvăm imediat. Ah, de asta. Pentru că aici, odată ce am schimbat modelul, trebuie să-l schimbați și aici. Bun. Și acum dăm un restart RP. Și teoretic ar trebui să meargă. Și a mers. Da, ne-am costumat în treaba asta. Arată destul de frumos skin-ul ăsta. Bun. Și o să facem și o verificare. Poate facțiune 1 și gata. Ok.
În poliție. Normal nu trebuie să nu meargă mie, pentru că sunt afară din facțiune. Trag un ochi aici, pentru că da, m-am lămurit și la asta. S-ar putea să nu meargă. Configura pe facțiune treaba asta. Nu știu, n-am mai încercat. Mereu n-am avut cu permisiuni. O soluție foarte bună pentru treaba asta. Faceți ce fac și eu. Copii. Poliție. Cum ești? Duty. Sau doar ca. Și aia, adică, acum. Și aici puneți și voi. Poți accesa hainele poliției. Și cam aia e. Oricum o să revin cu un update pentru acest video când aflu și eu mai exact cum facem pe facțiuni locrumurile. Da? Până atunci folosiți ce v-am învățat eu cu permisiuni și cam asta e. Vreți să vă mutați treaba asta? Vă duceți, nu știu. Haideți să mergem la poliție. Ok, m-a oprit și chat-ul la fel. Tăputul. Punem 3.
Ai sunt clocrumurile astea puse. Bun, și mutăm și noi. Corți. Dăm restart PRP. Admin, ADT Group 1, COP și... Bum. Așa, așa vă faceți și voi clocrumurile. Eu am fost Cătă, a.k.a. TJ Miles, a.k.a. Lolo Cupiduț, a.k.a. cel mai Cătă. Și rămâneți alături de mine cu noi update-uri, noi tutoriale pentru serverele voastre. Până una alta, v-am pupat. Pa!